Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Doreș și astăzi continuăm seria noastră din Farming Simulator 22. Și nu oricum, ci în multiplayer. Suntem aici cu unii dintre colegii noștri. Hai să vedem pe care îi avem aici. L-avem pe Slayer, MDG și Alexiani. A fost și Alexandru ceva mai devreme. Marius Buta a fost de dimineață. Am terminat de arat. Bine, aproape tot. Acolo unde mai vedeți cu verde, aici pur și simplu au fost copaci. I-am tăiat, am scos cioatele. Și bineînțeles o să trebuiască să arăm și parcelele astea mici. Suntem cu tractorul pus invers, ca să spun așa. M-am agățat remorca de greutate ca să nu mai las greutatea jos. Aș fi putut să o pun în spate, dar am zis, bă, lasă-o că e bună și așa. Și da, ne continuăm treaba cu scosul cioatelor și tăiatul copacilor. Sper să, da, așa sper să termin cu chestia asta. Normal n-am mulți, chiar mulți copaci așa de tăiat. O să vedem unde vindem lemnele astea. Hai să ne urcăm în tractor să scoatem cioata aia. Dacă vă uitați, aici am o mică pădure, de fapt. E o poieniță, hai ca să spun așa. Asta e parcela mea. Și asta e poienița. Nu o să o tai. O să o las aici în mijloc. Știu că o să mă încurce, că na, bla bla bla. Dar nu e necesar acum, chiar nu am timp, nu vreau să mă axez pe partea, pe chestia asta. Iar dincolo de drum nu am cosit iarba, pentru că de fapt nu am cosit, de cosit am cosit, nu am arat și nu am făcut teren, pentru că acolo cred că o să am o parte din fermă, o să avem fermă și aici în partea asta și aici în partea asta la pădure, la lac, ca să spun așa. Nu știu, vedem. Deocamdată ne folosim de terenul ăsta de aici, iar restul ce e aici, cred că o să poziționăm ferma. Oricum eu deja mi-am pus o baracă lângă lac acolo, o să vedeți, bine, baracă. Hai să spunem pur și simplu un acoperiș pentru utilaje și da, o să încerc să mă dezvolt, dar în funcție de cum producem bănuți, că despre asta e vorba. Bun, hai să dăm înapoi. Bun, s-a dus și cioata aia. Hai să mergem în partea cealaltă să luăm și copăcelul ăla. În principiu ar trebui să, deci să termin, cam asta vreau să fac în episodul ăsta, să curăț de copaci și, bineînțeles, să ar tot ce a mai rămas de arat. Bă, trebuia să opresc ăsta, stai să opresc ăsta, că sună în cap și mă termină, îmi dă la psihic. Da, se curăț de copaci, să-mi pregătesc terenul pentru a-l băga cultivatorul în span, ca să spun mai pe românește. Ok, stai așa că nu vrea din cauza că... Așa, din cauza că nu am hood-ul pus și nu știu exact unde e mâna mea. Dar rezolvă băiatul că în mare așa a mai lucrat cu așa ceva. Ok, și hai să scoatem și ceata. Ăsta l-am închiriat. E închiriat de la MDG, de la Maxim. Am dat 400. 400 am dat pe el să-l închiriez. Dar pot să-l folosesc toată ziua. Deci asta e bine. Asta e bine. Toată ziua e chiar foarte bine. Și opa, stai așa să îl opresc. Și remorca o am de la Smile, am luat-o de la Smile. Smile e în concediu, așa că îmi permit luxul ăsta. Oricum am compactat, adică n-are ce să comenteze, că până la urmă am compactat eu. Ok, mai avem un copac acolo, după aia mergem la el. Am compactat eu până la urmă sirigiu. Bine, am plătit pe cineva oarecum, hai ca să spunem așa. Și
Vedem acum în cât timp o să fie gata acel silici ca să-l folosim. De fapt să-l folosim, vrem să-l vindem, ce căcat vorbim aici. Vreau să-l vând să fac bani. Avem undeva la 300 de tone, dacă nu mă înșel. 300 sau 200 de tone de silici. Cam așa ceva o să avem. Ba nu, 300 avem. Adică ar trebui să scoatem bani de acolo pe siligiu respectiv, dat fiind că prețul, din ce am văzut eu, undeva peste 100 de euro pe tonă. Deci e bine, dar vedem, vedem în funcție de... Oh, să trăiți, să trăiți, să trăiți, domnul. Bun, hai să-l ducem pe domnul până acolo, stai să dezgățăm remorca și ne întoarcem după aia la treabă. Da, 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 păi da. Bun. Hop. Hai să mergem. Păi să aprind farurile, mă. Asta zic. Asta zic. Murdar, foarte murdar tractorul meu. Dar n-am ce să fac, bă, n-am ce să fac pentru că l-am rupt la arat. La arat l-am terminat. La arat l-am terminat. Asta este, ne asumăm. Da, și acum îl iau pe Alexeni să continui aici cu compactatul, pentru că mai e puțin. Nu prea mult. Și până vine domnul Smile, siligiu cred că e și făcut. Deci oarecum suntem ghini ghini de tot. Deci asta e, domnul. Da, știți cum e, trebuie să te învârți în viață, frate. Nu te învârți, nu poți să faci afaceri, nu? Da. Faza e că vreau să termin și eu treaba acolo și dacă mă apucam eu de compactat, nu mai reușeam să termin cu aratul și bineînțeles cu curățatul terenului. Vreau să să semăn și eu, nu? Hai bă, că nu-ți trebuie acces. Aparent, cred că nu-i compactează sau știu eu ce zice acolo, nu știu ce vrea să zică. Vedem imediat. Foarte multe pietre, nu o să înțeleg niciodată chestia asta cu pietrele. Mi se par enorm de multe. Bă, se găsesc pietre pe terenuri, dar nici chiar în halul ăsta, frate, Giants, scoate un update și rezolvă problema. Nu se poate așa ceva. Ce înseamnă asta? Unde te trezești? Până la urmă nu o să avem ce să facem și o să băgăm o fabricuță pentru lime, activăm și lime-ul, varul, asta este, ca să folosim totuși piatra asta, pentru că e foarte multă și... Nu am cum, că nu sunt eu patron acolo, acolo e ăsta, Smile. N-am ce să fac. Efectiv, chiar nu am ce să fac. Îmi pare sorry. Trebuie să te descurci cu ce ai, domnul Alejandro. Bun. Mergem la următorul copacel. Bă, hai că ne mișcăm bine. Păi mai avem unul? Cred că ăsta e singurul copac care îl mai avem. Doar dacă tai și copacii ceilalți de pe iarbă, oare să-i tai și pe ceilalți? Bă, cred că îi tai și pe ceilalți. Ca să fim siguri. Hai să ne dăm jos. Zeat, să-l retezăm și pe ăsta.
Hai mă, nu mă fă de rușine. Bă, bă, bă. Bă, ce-mi place mie când se întâmplă chestia asta. Stai să văd că am impresia că l-am dat partea cealaltă. A, bană. Bun. Pornim scula. Ok. Bun. Bă, nu știu ce să fac. Să tai oare și copacii ceilalți? Bă, eu zic să lăsăm deocamdată, că oricum nu am treaba acolo acum și nici nu am ce să plantez. Dar dacă o iei și pe partea aia, după aia eu nu o să mai am ăsta de scos cioate. Mai bine le scot acum. Da, hai să vedem dacă mai avem unul în partea aia. Ba nu, hai să scoatem pe ăsta de aici. Gata, nu mă pot decide. Am prea multe în cap. Aia e toată treaba. Uite că l-avem și pe domnul Slayer aici, a intrat. Ia zi, domnul, mă auzi? Da, 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 te aud. Am o problemă. Ce problemă ai? Poate nu știu că e puțin vreodată. A. Erau două itemi la show, da? Una era cu 30 ceva de mii, care era o lamă de floare sau lui și o balotieră de 17.000. Așa. După balotieră, de când se numea 17.000, îmi ia 30 de mii banii de pe... de la mai și la mai dispar. Nu ne valoare. Îmi dă valoare. Da. Și asta nu mă vreau să văd dacă poți cumva să te uiți în consolă să vezi dacă mi-o luat. Dacă poți să scot mi-o luat. Am mai luat vehiculele și am 200 de mii. Dar nu știu dacă poți să vezi asta. Bun. Și lemn, mi-a dispărut tot, băi, ești nebun la cap. Ați văzut? Mi-a dispărut lemnul. What the hell? Păi ce facem, bă, băbiță? Tăiem pe ăștia mici, pe la mare lăsăm. Ba nu, îl tăiem și pe ăsta mare. De la masă, hai să tăiem și pe ăsta mare. Tăiem tot. Asta zic, cade! E mult scurt așa ca să încapă în remorcă. Dacă îi tai lungi, nu mai încap și dă pe în afară. Și nu vreau asta, plus de asta vreau să pot să-i ridic, să iau cu mâna. Altfel, aici, hai să tăiem o dată aici. Și o dată aici.
Nu pot. Nu merge. Mai tăiem o dată. Zang. Așa mergi. Oi, de viața mea. Îți grei, bă. Nu pot. Stai că m-am blocat. Ah! Ce mă blocase, bă. Ok. Hai că-i bine. Bă, cu ăștia lui... Ia cu ăștia lui, domnule. Da, cam asta e și cu copaci. Vezi că ia timp, boss, ia timp la greu, nu așa. Ca să pui să-i faci așa cum trebuie, fii atent că e greu, bă, frate, bă, să vedeți voi cât îmi ia mie să încarc eu copacul ăsta. N-ai cum așa ceva, e belea. Nu merge nici asta. Păi, băiatule. Bine, știu că există mod ca să poți să ridici, dar nu e cazul, că până la urmă n-ai cum să ridici unul din ăla cântărește destul de mult. Deci, real, e corect ce se întâmplă. Dar chiar și așa? Bă, băiatule, stai un pic. Totuși, chiar nu putem și noi să măcar să mutăm? Aha, asta merge. Asta zic. Așa, da. Nu vin înapoi. Asta îl punem pe partea cealaltă. Nice. Mă întreb oare ce face Alejandro acolo, a terminat, n-a terminat, încă nu zice nimic. Să scriem noi ceva, să întrebăm, Alejandro, cum ești? Totul bien? A scris omul, dar eu... Banana. Hai să vezi ce scrie acuși. Durere, vezi că te costă atât. Probleme. Hai să dăm chat-a de acolo. N-are rost, e bine și așa. Rău cum e, e bine. Gata, bus. Băi, dar ce repede dă cioatele jos, băi, ești nebun. Ce tare. Mișto. Hai să facem o poză. Frumos, elegant. Dar nu facem noi poză. Nu-i parcela mea, bus. Nu-i parcela mea. Dar înțelegi tu că nu contează. Deci... Fă treaba liniștit.
așa cum poți, cât poți, stai să opresc ele. Căturează prea tare. Asta e ciuată? Da, mă, e ciuată. Stai, mă. A, e ăsta la altul, mă. Bă, nu e bine. Nu e bine să mor eu dacă e bine. Deci ăla ți-a și copaci înainte, frate. Nu e bun. Nu mai scoatem profit. Nu vrem să luăm ceva bun, nu spunem de asta. Bine, nu știu cât o să scoatem, dar ceva, ceva ar trebui. Hai să mai dăm o tură. Că aparent, mă mir cum de nu ia boscheții ăștia, cum de nu îi, înțelegi ce zic? Uite, uite lemnul ăla cum e gliciuit, vezi? Giants, Giants, stați ar copacii să-ți stea. Ia uite, bă, iară mi l-a luat pe ăla, mă. Păi da, mă, frate, mă, nu mai trebuie să iau lemnele înainte să trec cu ăsta pentru cioate. Stai că n-a luat ceata. Stai că n-a luat ceata. Acum am văzut. Vedeți voi ceată? Nu mai văd. A luat-o, cred. Bă, dar ce mi-e ciudă, mă! Poate doar din cauza că e acolo, poate înclinat un pic terenul. Ia să vedem dacă o să altă. E mai drept aici. Nu mai risc, nu mai risc, stai. Nu mai risc, bojilor, gata, că mă las ăsta fără lemn. Mă las ăsta fără lemn, să moară ciocolata dacă te mint. O, băiatule, ce e aiurea? Ok, a luat ciota din prima. Mamă, dar ce rapid ia, bă, tot. Rad ăsta de pe fața pământului, tot ești nebun. N-ai cum așa ceva. Atât. Și să tăiem. Nu vrea, mă, să leacă, îmi vrea el.
atât, când vrea el atât. Gata. Și dăm acolo să luăm și cioata aia și am terminat cu încăția și pot să-i pun prelată ceva, nu pot să-i pun nimic. Uite cum se foiesc lemnele acolo, zici că au șoareci în remorcă, mâncația și talentul tău. Bă, ce urăsc eu chestia asta, mă. Bă, puneți mă mâna, mă, și faceți bugurile și după aia cereți de leciuri, firați aia, dreacu să fiți. Uite lemnul acolo, stai, că am găsit un lemn. Asta zic, bossule. Să-l luăm și pe ăsta. Dar cum de s-o fi rătăcit ăsta pe aici? O fi căzut oare? A căzut, că nu-l pun eu bine. Ok. Bine, asta nu e remorcă pentru căra lemne, dar nu aveam, adică, pe bune, de une, și astea sunt împrumutate. Go Planet, mamă ce tractor murdar am, mamă ce murdar e în cața și poate au băieții ăștia un espresor ceva să, espresor. Ați înțeles o ideea, ca să pot eu să... Hai să tragem aici remorca, frumos, elegant. Da, uite, asta e zona unde asta e zona unde mi-am pus eu aici, să spunem așa, garajul. Două locuri de parcare. Pentru și la asta. Stai așa să mutăm un pic tractorul. Mai în spate. Op. Lăsăm jos, nu ăla. Dăm pe spate. Asta zic. Și hai să... A, n-am lăsat bine remorca acolo. Bă, trebuie să scop plugul de acolo. Bravo, mă, Dorele. Bă, dar eu sunt inteligent. Bă, eu sunt inteligent rău de tot. Da, hai să ne ducem acolo să tragem remorca. Hai înapoi cu spatele, cu spatele, cu spatele, boss, cu spatele. Asta zic. Atât mai mult un pic ca să nu încurcăm acolo. Bă, dă un ceap, am zis de treaba. Uite, mi-a rămas un smog de iarbă aici, nu l-am cosit. Am adunat o remorcă de lemne, bine. Bine că și pădurea asta, dacă vreau, pot să o tai, dar nu vreau să tai pădure. Nu cred că mă interesează asta acum. Am alte priorități. Uite și plugul cum arată, mă. Și talentul vostru, uitați-vă și voi cum arată plugul ăsta, cât e de muncit. N-ai cum așa ceva.
Greluț, domnule, greluț. Stai așa că am uitat să dau pe parcelat. Acum o să fie. Acum o să fie bine. Ia să vedem. Hai, tăticu. Da. Așa da. Așa da. Stai așa că mai aveam pe aici o parcelă ceva, parcă. Aia e nasol, știi? De-aia am și lăsat iarba aia ca să văd unde trebuie să ar, știi? După ce scot cioatele, că înainte efectiv mă duceam aici, am dat cu ăla, hai să-l punem un pic și aici să fim siguri că ară. Înainte pur și simplu tăiam, nu mai găseam, nu mai știam unde am cioatele, unde am arat, mai bine așa, știi? Ok, hai să ridicăm sus. Și mergem și le luăm bucățile astea pe toate la rând. Uite, un lemn aici. Aia, alea, mâncați așa talentul tot de relai. Faci una și... Opa, sincronizează, intră Alexandru. Da. Da, în principiu a durat un pic până am cosit iarba. Să știți că n-am strâns-o pe toată, pentru că nu încăpea în bunkerul lui Smiley. Undeva la 6 ore mi-a luat ca să fac terenul ăsta, să-l fac tot, să-l cosesc și să-l car. 6 ore și n-am cărat tot, da? Deci ca să ne înțelegem, boșilor, e foarte multă muncă, roleplay pe bune, adică chiar ia timp. Și 6 ore astea au fost 6 ore continuu, da? Doar ce în astea 6 ore, să spunem că am tras conturul la teren, da? Am făcut, am parcelat, dar nu am arat de la A la Z. Deci ca să și ari de la A la Z și cu iarba de cosit, bă, ia peste 7-8 ore, cu siguranță. Da, nu știu, la arat mi s-a părut că am mers mai repede față de cosit, nu știu de ce, dar în fine, poate doar așa părerea mea, nu mi-am dat eu seama, ca să spun așa, m-a părut niște. Aparent da, parcă a mai încercat cineva să intre, dar nu s-a dat pe cameră, nu știu. Aia. Da, da. Nu știu, probabil... stai așa să ridic ăsta. Da, în fine, asta e ideea până la urmă. Să vă arătăm cam care e treaba. Câte un pic din toate, hai ca să spun așa. Da, a fost și clipul ăla cu aratul, dar clipul cu aratul era filmat din single player, dar am zis, bă, e concludent, adică e aceeași treabă, orică vi-l arăt pe ăla, orică vi-l arăt pe ăsta, că n-ar, tot aia e. Așa că ăla ține loc de episodul cu aratul de care eu am trecut astă noapte. În rest, ce să zic, ne întâlnim data viitoare să vedem cu cultivatorul ce facem, cu varul, că trebuie să dăm și cu var, e bătaie de cap, nu știu când o să rezolvăm. Ne întâlnim. Balotiera aia, să vedem ce-i dă. Nu, sau dacă e de aia de floare să... Da. Balotiera și încă o rămasă. Smile vorbește de problema respectivă, da. O să rezolvăm noi.
Noi ne întâlnim data viitoare, dragii mei. Vă salut aici acum și vedem data viitoare ce și cum. Cum continuăm. Bine că a terminat cu Lenile. Mulțumim lui Maxim că ne-a ajutat cu chestia asta și nu numai, bineînțeles și băieților care ne-a ajutat cu compactatul. Ne întâlnim data viitoare. Nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. La revedere, numai bine.